Larisoi best boy. Cine o zis să-i pun numele Larisoi, o zis băiatul meu să-l pup pe la cuculeț. Așa o zis, eu doar am transmis. Auzi, Ștefania, stă și râde. S-a dus departe de mine. Uite acolo. E pe aici, pe undeva, e cu mai. Uite că vine. Păi de ce râde? Că te-au auzit pe tine. Milan, uite și Milan, ca pe băiatul lui Culiță. Iosif, Iago. Mersi, Bianca, mulțumesc. Haideți să-i mei nouă trandafiri atunci. Sylvester Stallone. Mai avem nevoie de încă 8 trandafiri. 8, 8, 8. Mai cum ai venit să râzi aici, Ștefania? Da, au auzit că era la mai... Că era la mai... Că era la mai... Cum îl chema pe... Vai, că nu mă știu. E chema pe actorul ăla. Iglesias? Nu, ăla. Ăla de ne uitam noi la serial. Vlad? Da. Dar nu Vlad. Actorul de-l interpreta. Avem ori trei. Și pe secunde la ori trei. Hai pe ori trei ăsta nebun. Ianis. Ianis deja. Mulțumesc, haideți ai mei că avem ori trei. Doamna, mulțumesc mult. Pralea, Ionel Pătrasu. Lori, dar să ai venit, ajută-mă, te rog, Lori. Mamă, ce-am bubuit-o acum. Am bubuit-o, Kevin. Kevin iarăși e frumos și e rar. Iani s-a tot auzit în ultimul timp. S-a dus o treiu și n-am făcut nimic. Eric, Angie, mulțumim frumos. Costa Bea. Bea, zic Bea. Bea. Ca să nu zic Costa. Bea. Tudor. Ce Tudor? Tudor e un nume destul de rar așa. Nu l-am mai auzit acum. Ei, da, nu e. Tudor. Ai mai auzit tu Tudor în ultimul timp? Da. Eu nu. La ăștia din generația noastră, așa. Tudor. Teodor. Uite, Teodor are un nume frumos. Tot de acolo. Nu știu, sunt foarte pretențioasă. Vreau un nume top. Eu ți-am zis Cosmin, nu pare perfect. Filip, da. Ultimul minut. Patricio Loris. Ia uite, eu da și... Ăla prenume eu dat. Mamă, n-am aici pe nimeni. Emilian, uite și Emilian. Și mie merg cineva aici, Emilian. Emilian Andrei. Îți place Emilian? Nu. Nu? Nu. Da. Gagea. Mi-a scris Gagea. Măi, să știi că n-am auzit în viața mea din numele ăsta, dar nici nu l-a spus. Da, la Gagea, cred că e numele de familie. Uite că nici nu știu. Nu știu. Nici eu nu știu. Nu. No. Lari, mai stăm meciul ăsta? Sau mai dăm? Nici eu nu prea am. Mai stăm, mai facem un meci și vă văd că nu, nimic. Ilie este. Așa nu mă mai văd, nu mă mai iubesc. Ce că e poreclă, Gagea, zice cineva. Da? Nu știu. Nu l-am întrebat. Da, cum a pus la... Cum s-a băiatul ăla nou? Moldo. Da, la el cred, pare mai veridic așa că e poreclă. Că nu știu ce, că cum îl cheamă, ca pe băieți. Robert îl cheamă, dar nu știu numele de familie. Moldoveanul Robert, că de acolo e Moldo. Moldovean Robert. Da, și de acolo e porecla. Na, la el e de înțeles, dar la Gagea nu știu. De la ce vine? Elvis!
Elvis. Milan, Alexandru. Mai pune cineva acum numele astea, Alexandru, Andrei, Alex. Tot la nume e rămas. Păi. Deci nu a reușit nimeni să dea aici un nume de să mă șocheze, să mă dea pe spate. Ți-e trebuie o carte din aia cu toate numele din univers, să le iei toate la rând. Păi, serios. Luis. Luis, nu-ți place Luis? Nu. Luis din serialul ăla cu sirenele de pe Disney. Da, era și urât. Da, dar vezi că lui Cleo îi plăcea de el. Da, și ce să fac eu? Hai că acum bârfim. Bârfim de pe Disney Channel. Nu îmi place. Să știți că eu citesc toate numele voastre, chiar dacă nu le citesc cu voce tare, dar le citesc. Mulțumim, Winter. Ionel Pătrașcu, mulțumim frumos. Hai să facem obiectiv, sărim pe orgoi. E chiar nici ca să nu interesa pe ea, că poate pici în bot. Uite că stă pe piatra aia. Mie să citesc pata pe numele Milan. Cui? Mie? Milan. Mi se pusese pata, dar nu se poate, acum nu mai vreau. A, ei se pusese pata pe Milan. No. Milan e o echipă de fotbal din Italia. Ce? Bizante, iarăși e un nume rar de băiat. Bizante. Cum? Bizante. N-ai auzit de Bizante? Pe... Noa. Mulțumesc, doamna, doamna mamă soacră. Narcis, Leonard. O, zici că iubești soacră. Ce? Doamne, ce scurie. Mulțumim frumos. Ruben. Bă, uite, Ruben. Ruben, da. Iarăși e un nume rar. Am avut un coleg de clasă. L-am mai auzit. Da? Da. Mateo. Mateo e fain. Noi tot unde suntem, da. Alexandru. Ia să și hai să trecem și la meseria acum. Ce ai vrea să se facă? Fotbalist. Spre ce îl împinge? E... Muzică. Ce să vrea el? Ai vrea cântărețul? Ei, cântăreț. Nu? Ce o să vrea el? Ce o să simte el? Poate să face bagabon. Da. Păi, face car. Ceea ce pot spune este că va fi un bărbat foarte frumos, foarte educat, rafinat și un exemplu de urmat pentru... toți bărbații din societate. Mamă, dar ce descriere ai făcut, dar de ce? O să ai grijă de... Dar normal. Foarte bine, na, să-l vezi. Nu o să fiu o sacră rea. Bravo. Evelin, Eduard, Gabo, Arian. Dar toată lumea ne dă nume acum. Andu. Păi și mie aici îmi dă lumea. Mie, tot aici. Valentino. Serkan, ăsta e nume de turc sau arab ceva. Mai totuși nici nu vreau să... Cum zic eu, să fie un nume, nu știu, și rar, dar în același timp nici nu... O, vita mai, știi? Nu știu. Ernest, auzi, Ernest. Când, Ernest. Îl strigi, când îl strigi, parcă vine ăla cu laptopul, ochii din umbră. Sezon cât? Da. Vine și ai impresia că te ia așa la rost. Dar unde ai fost mama asta? Ernest Francis, că n-ar de ochii din umbră. Hai să vedem imagini cu mama, unde a fost aseară. Bam. Da, lasă, nu. Andresita. Da, ultimele 10 secunde din meciul ăsta și ne despărțim de Larisa. O să mai stăm un pic așa cu oamenii de vorbă. Care rupem ușa. Bulari. Nu s-a poate zice. Da. Gata, Lari. Tot duci în meciul nostru. Dragilor, cu... Ne mai auzim noi pe telefon în mesaje. Pa! Pe
Te pupăm, ai grijă de tine, papa. Ce seară bună. S-o salutați și pe mama voastră. Și tu, da, să o saluți pe Alex din partea noastră. Pupici. Da.